Președintele PSD Prahova, deputatul Bogdan Toader, anunță că discuțiile de la nivelul coaliției de guvernare merg spre o nouă plafonare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale, astfel încât să găsească soluția prin care românii să poată suporta facturile în perioada iernii. Așteptăm exact aceste discuții de la nivelul Comisiei Europene și bineînțeles că vom încerca și noi să le punem în aplicare. Până atunci, discuțiile din coaliție se duc către o reglementare a prețurilor, către o plafonare, astfel încât și în acest sezon rece care va veni, cetățenii să poată suporta costurile cu energie electrică și cu gazele naturale. Sunt mai multe propuneri înaintate, nu aș vrea să antamăm anumite afirmații până când ele nu vor fi luate ca și decizii în rândul coaliției de guvernare. Ploieștenii susțin că reprezentanții coaliției de guvernare nu au încotro și trebuie să găsească o soluție pentru a plafona prețurile la energie, mai ales că nivelul de trai din România este mult sub cel din Uniunea Europeană. Domnule, trebuie să găsească, să luptă, trebuie să găsească, că altfel n-are încotro. Noi avem salarii mici, avem pensii mici, păi nu ne comparăm noi cu ceilalți din Uniunea Europeană care... Ați înțeles? Speranță că facturile vor fi la un nivel suportabil? Eu cred că vor fi, pentru că nu se poate să nu fie, având în vedere faptul că cam 60-70% din populație nu își poate plăti facturile, pentru că vor veni foarte mari. Și atunci, deci, o soluție va trebui să găsească, pentru că lumea va ieși în stradă. Lucru care nu cred că va conveni guvernului. Nu convin nici oamenilor situațiile de genul ăsta, dar până la urmă oamenii nu au ce face. Promisiuni multe și nu se realizează nimic, nu se realizează. Doar promit, dar nu se țintă cuvânt. Adică sunt niște vorbe aiurea care, nu știu. Cum veți trece de anul acesta? Foarte greu, cred, foarte greu. Chiar vorbeam cu soția, nu știu ce îmi face. De la vorbe la fapte sunt pași mulți de făcut, așa că românilor nu le rămâne decât speranța că autoritățile centrale vor găsi cea mai bună soluție pentru ca oamenii să treacă cu bine acest sezon rece.